Titlul filmului este Pe suflori cresc șobolani. Și sunt absolut sigură că veți vedea afișele noastre prin Galați și veți înțelege mai multe lucruri. Spunem un pic, securitate. Și atât. Cât de mult știu copiii despre securitate? Copiii din ziua de astăzi? Nu știu nimic. De aceea este și interesant să faci un astfel de film. Ce buget aveți pentru acest proiect îndrăzneț? Deocamdată buget zero. Și plecați la drum, la un drum atât de lung cu un buget zero? Da. Ce avem de pierdut? Ce se poate întâmpla? Echipă avem, actori avem, minți deschise avem, nu se poate întâmpla absolut nimic. Avem susținere din partea primăriei, lucru foarte important, pentru că vom putea să filmăm în diferite spații din Galați, cu acordul lor. Am avut susținere și avem în continuare la nivel de echipament, deci imaginea va arăta foarte bine, echipa nu trebuie plătită, nu ne trebuie buget, să scoatem filmul. Cât timp v-ați alocat pentru acest lungmetraj? La sfârșitul lui septembrie vom avea prima filmare unde vă și invităm să le arătați călățenilor cam ce se întâmplă și noi preconizăm că vom termina undeva partea de filmat efectiv se va termina noiembrie-decembrie, din decembrie până în martie intrăm în postproducție, montaj, sunet și așa mai departe.